Bună ziua, stimați telespectatori! Sunt Nicolae Ionescu și vă invit la o nouă incursiune prin culisele istoriei. Tema de astăzi a dezbaterii noastre se intitulează Experimentul Pitești, recurs la neuitare. Temă ce o vom aborda alături de invitatul emisiunii, profesor universitar dr. Ilie Popa, președintele Fundației Culturale Memoria, filiala Argeș. Bună ziua, domnule profesor, și ne bucurăm să vă avem alături în emisiunea noastră. Bună ziua dumneavoastră și invitaților dumneavoastră, telespectatorii care urmăresc această emisiune. Motoul sub care se desfășoară dialogul nostru este un citat din cercetătorul miturilor și religiilor comparate, scriitorul și oratorul american Joseph Campbell. Erou este acela care și-a dăruit viața unui lucru mai important ca el însuși. Domnule profesor, stimați telespectatori, începând cu 29 septembrie și până pe 1 octombrie, s-a desfășurat la Pitești a 17-a ediție a simpozionului internațional despre experimentul Pitești, reeducarea prin tortură. Iată că la anul sărbătoriți majoratul, cum se zice, deci 18 ani de când acest simpozion internațional se desfășoară cu sub patronajul primăriei Pitești, a Muzeului Județean, a Asociației Deținuților Politici și, bineînțeles, a dumneavoastră care sunteți principalul motor al acestei acțiuni, Fundația Culturală Memoria, filiala Argeș. De ce este atât de important să rememorăm an de an acest experiment, ca să-i zicem așa? Și cum, care sunt resorturile care au dus la declanșarea acestui simpozion, care, iată, mai are puțin și împlinește 18 ani. Da, o să încep mai întâi cu resorturile. După Revoluție mi-a intrat în mână cartea despre experimentul Pitești și am rămas pur și simplu bulversat. Au fost nopți la rând când n-am putut să dorm pentru că nu puteam să-mi închipui că pot fi astfel de grozăvii, să fi petrecut astfel de grozăvii în țara noastră. Asta era, să zicem, prin 92-93. Și tot am așteptat ca acest teribil experiment, diabolic experiment, să fie scos la lumină. Fie de foști deținuți politici, mulți dintre ei mari oameni de cultură, profesori universitari în diverse domenii, sau istorici, sau oameni de cultură, în primul rând umaniști, lucru care nu s-a întâmplat. Vreau să vă spun că prin 1998-99, când eram președintele Fundației Academia Civică la nivelul județului Argeș, împreună cu câțiva din comitetul acestei asociații, ne-am pus această problemă, acută această problemă. De ce acest fenomen, acest experiment nu este scos la lumină? Pentru că el trebuie, să zicem, cultivată memoria colectivă așa fel încât să nu se mai producă în țara noastră și pe nicăieri așa ceva. Am avut, să zicem, norocul, șansa ca atunci în comitetul Alianței Civice să fie și domnul Ionescu Aristide, care trecuse prin experiment, foarte puțin la Pitești, dar numai la Gherla, și ne-am spus, dacă nu fac alții, o facem noi. Eu fiind profesor în electronică, deci tehnic, nu? Dânsul fiind economist. Și un grup de oameni din Comitetul Alianței Civice am spus, începând din 2001, vom face o serie de comunicări legate pe acest subiect. Dar, pentru a avea un suport de desfășurare a acestor acțiuni, ne-am spus, trebuie să creăm ceva, o fundație, o... Și pentru am investigat ce se poate face și pentru că am găsit înțelegere, aș spune, totală
la Fundația Culturală Memoria, la București, la sediu central, am spus, vom face o filială a Fundației Culturale Memoria la Pitești. Am făcut fundația și în primul an, prima ediție, a avut loc în 2001, când s-a înființat și fundația, în luna decembrie, când a fost declanșat acest diabolic experiment, deși sunt istorici care spun că, de fapt, la sfârșitul lunii noiembrie s-ar fi declanșat și nu pe 6 decembrie, cum am precizat noi atunci. De Sfântul Nicolae. Exact, de Sfântul Nicolae. Dar și de atunci, în fiecare an, am propus această tematică. Pe lângă experimentul Pitești, am luat fiecare bucățică, câte o temă din perioada comunistă, nu? Am început cu religiile, apoi cu luptătorii din munți, apoi cu țărănimea, cu intelectualitatea, învățământ, diasporă, lirica și literatura de detenție, puncte, puncte, până când am ajuns la ediția 17-a din anul acesta. Știu că au fost invitați și au participat de câțiva ani, cel puțin știu, și cei din Republica Moldova. Problema Basarabiei este o problemă acută și legată pe undeva de aceste experimente care au fost făcute sub girul lui Makarenko, așa zis, pedagog sovietic, care a fost primul care a implementat aceste metode barbare și care a influențat prin acei, cum se numeau, consilieri sovietici care stăteau în spatele fiecărui ministru. Și este greu de crezut că acest experiment nu a fost făcut sub girul sovietic și cu influența acestora asupra desfășurării acestor barbarii. Da, nici nu trebuie să ne punem problema de crezare, pentru că este identificat. El a fost implementat de Nikolski, nu? Care era agent sovietic, agent al NKVD-ului în țara noastră, după modelul lui Makarenko, așa cum a spus. Numai că Makarenko l-a experimentat pe deținuți de drept comun, nu pe floarea intelectualității române, pe studenți și nu orice student, studenții cei mai înaintați, cei mai buni din țara asta. Deci, dacă e să luăm acest aspect, el a fost prima dată experimentat în România. De Nikolski, sub îndrumarea lui Nikolski, s-a avut loc acest diabolic experiment, greu de închipuit. Explicați pentru telespectatorii noștri, care poate nu sunt mare parte din ei familiarizați, ce a însemnat de fapt acest experiment, care, așa cum a spus, la sfârșitul lui noiembrie sau pe 6 decembrie 1949 a fost declanșat în penitenciarul din Pitești. În ce a constat el și cât timp a durat și care au fost consecințele? Da. De fapt, procesul de reeducare, această teorie diabolică de reeducare, n-a început la Pitești, a început la Suceava. Dar Piteștiul are, dacă vreți, acest merit în ghilimele, pentru că el l-a declanșat prin tortură, tortură diabolică, nu numai psihică, care începuse deja la Suceava, ci tortură fizică. Aici este specific. Dar în ce constă acest fenomen sau experiment Pitești? Constă, caracteristica lui esențială este prin faptul că deținuții erau puși să se chinuie între ei. Nu-i chinuiau gardienii. Gardienii îi supravegheau. Deținuții se chinuiau între ei. La început a fost un grup de 9 deținuți veniți de la Suceava în frunte cu Țurcanu, care au acceptat din start să-i chinuie pe colegii lor, nu? Și după aceea s-a extins. Din victime deveneau torționari la rândul lor. Exact. Adică nu mai rezistau torturilor. Aici, în asta constă toată monstruozitatea. Exact. Cel care era prietenul tău, cel de lângă tine, îți devenea din cel mai bun prieten dușman, cel care călăul tău. Exact. Deci unii din ei, ca să nu mai fie chinuiți, au cedat și au devenit la rândul lor torționari. Unii torționari notorii, care au fost și condamnați la moarte. Nu?
sunt mai multe cazuri în care doi prieteni buni, colegi de cămin la cămin, căminul studențesc, s-au omorât între ei. E o chestiune diabolică, adică e greu de închipuit, o transformare psihică nedescrisă, nu știu cum să spun, nu găsesc acum un termen adecvat ca să poți să ajungi într-un asemenea hal. Și totuși, mulți au trecut de partea reeducatorilor, studenți, care după aceea au devenit oameni normali, dar au făcut astfel de fapte. Nu putem evalua trauma psihică, cât de mult i-a făcut să revină oameni normali. Domnul Gheorghe Boldur Lățescu, chiar în cartea de care o scoateți, Experimentul Pitești, în acest anuar, care cuprinde lucrări care se desfășoară în cadrul simpozionului, face o analiză, cum să spun, obiectivă și științifică, la rece, asupra acestui fenomen. Și ajunge la concluzia că existau patru etape, chiar cinci etape de, în această tortură. Începeau prin a se apropia de acel om, de a-l considera prieten, de a-l determina să-și deschidă sufletul, și apoi începeau torturile, bătăile, și ajungea la paroxism prin a-l convinge și a-l sili să, în primul rând, să renunțe la credința sa în Dumnezeu și să-și, cum să spun, să-și terfelească idolii vieții, modelele care le-a avut în viață, oameni politici, oameni de cultură, propria familie. Deci era ceva inuman. Mulți au cedat, mulți au încercat să sinucidă. Mulți, în momentul eliberării, dacă au mai supraviețuit acestuia, au preferat să plece din țară și au preferat să tacă, să păstreze, să lase îngropate aceste amintiri. Dar, așa cum spuneați dumneavoastră, nu trebuie să uităm acest fenomen atât de trist, în care abjecția umană și crearea acestui om nou, cum se zicea în concepția sovietică, a fost prin distrugerea lui și plecarea de la zero, cu implementarea, ca să folosesc un termen modern, a concepțiilor comuniste. Adică n-ai mamă, n-ai tată, n-ai familie, n-ai nimic, crezi numai în partid. Deci era ceva îngrozitor. Da, din păcate, convingerea mea este că nici măcar asta nu s-a urmărit. Adică torturile prin care au trecut, fizice și psihice, aveau de fapt rolul să-i distrugă, să-i extermine, nu chestiunea că se schimbă părerile și mai departe. Asta, ei au fost luați ca exemplu pentru alte pături, alți oameni care nu au trecut prin astfel de experimente, și arătați, uite, vedeți ce se poate întâmpla dacă. Dar la ei, ce reeducare poate fi aia când ieși de acolo mutilat? Mutilat pe toată viața. Au fost un fel de cobai care... Exact, deci s-a mers pe distrugerea lor totală. Adică și unii au fost distruși, 101 au murit, nu? Iar alții au rămas, după părerea mea, mutilați pe toată viața. De faptul că nu au spus după, au fost două motive. Unul, ei semnau un angajament la eliberare, un angajament foarte dur, în sensul că dacă s-apucă să spună ce s-a întâmplat acolo, intră din nou. Și altul, de scârbă, de, dacă vreți, poate că scârbă e prea puțin spus. Au reușit totuși să se facă mutații psihice. Am publicat un articol a unui Suciu, nu? Filozof de la Timișoara, care spunea că pur și simplu, după ce a ieșit de acolo, nu se putea duce nici la biserică. A trecut un timp, nu știu cât, câțiva ani de zile, până când și-a revenit ca să accepte purificarea, dacă vezi, prin biserică, datorită mizeriei incomparabile pe care o trăise atunci, inclusiv prin denigrarea, prin a părinților, a rudelor, a prietenilor și așa mai, atunci avea mai sfânt
în viața sa. Fenomenul a fost cumplit, iar domnul profesor a spomenit de Boldur Lățescu. Este un distins profesor, domnul Boldur Lățescu, profesor de informatică la Academia de Științe Economice și dânsul e un exemplu care a încercat să teoretizeze și a făcut-o foarte bine. Din pleiada de cei care au trecut prin experimentul Pitești, mulți dintre ei oameni de cultură remarcabili, dacă nu toți, majoritatea covârșitoare oameni de cultură remarcabili în diferite domenii. Religie, medicină, inginerie, fizică, chimie, filozofie și așa mai departe. Absolut toate disciplinele nu s-au colit nimic. Deci s-a urmărit prin distrugerea inteligenței românești, distrugerea vârfurilor inteligenței românești, o subordonare totală. Pentru că se știe foarte bine, România era cel mai puțin sensibilă la ideile comuniste. Exista o repulsie, cum să spun, organică a românului față de ideile bolșevice și la metodele rusești. Dacă stăm și numărăm în istorie, trupele ruse au intrat pe teritoriul României de nenumărate ori, 13, 14, 15 ori. Și de fiecare dată au adus cu ele jafuri, violuri, omoruri și așa mai departe. Deci românul nu era compatibil cu în primul rând, cu aceste metode barbare. Și în al doilea rând, prin cooperarea, ca să zic așa, din timpul primului război mondial și evenimentele care s-au petrecut, acea așa zisă revoluție din octombrie, care de fapt a fost în noiembrie, cunoscuse ideile și formele de manifestare extreme ale... Și totuși au existat oameni care au rezistat. Da. Culmea sunt exemple de oameni simpli, de țărani, fără cultură, fără care totuși au rezistat acestor torturi, acestor inimaginabile torturi, care au găsit prin credință, au găsit în... un suport moral în credința lor în Dumnezeu. Au fost și oameni de cultură care au făcut acest lucru. În spațiul concentrațional și penitenciar au existat momente de adevărată cultură. Exemplul cel mai elocvent este Radu Gir, cel care prin versurile lui a făcut... pe acei oameni să suporte mai ușor acele condiții îngrozitoare, care a scris niște poezii care se transmiteau pe cale orală din întreagă... Prin alfabet morse, pe cale orală nu avea cum, pe cale orală în aceeași cameră, dar în camere diferite ale închisorii se transmitea prin morse. Nu, prin mutarea în alte pușcării, în alte sau, spații. Sau prin mutarea fizică, pentru că era un obicei să te plimbe prin toate camerele. Dar legat de acest fenomen cultural, care a fost și acesta fenomenal, vreau să vă spun mai întâi că în experiment nu au fost băgați țărani. Evident că mare parte dintre studenți, că el a fost dedicat în primul rând studenților, erau de la țară, dar erau studenți. Țăranul, luat țăran ca profesie, nu a fost băgat în experiment. Au fost țărani, sute, mii de țărani încarcerați, dar închisori politice, nu prin experiment. În experiment au fost studenți preponderenți și foarte puțini intelectuali, adică care reușiseră să termine. Da, acum, legat de inspirație și de ce mă întrebați dumneavoastră, e clar că inspirația a fost, iar fenomenul cultural transmis în închisori, mai puțin sau deloc în experiment, pentru că nu puteai, adică erai permanent în chinuri și n-aveai timp. Acest fenomen cultural, culmea cultural, a fost în închisorile de deținuți politici normale, pentru că conform decretului NKVD elaborat, dat în 1947, aproape toți intelectualii care nu au cedat să colaboreze cu sovieticii erau băgați în închisori.
dar intelectuali de toate profesiile. Și atunci ei simțeau nevoia să, profesori universitari și oameni, simțeau nevoia să se exprime. Și când gardianul nu-i privea prin vizetă, ei țineau lecții la ceilalți. De istorie, de matematică, de lingvistică, de filozofie, de tehnică și teorie militară și așa mai departe. Așa încât i-a fost, dacă vreți, și o emulație legată de acest lucru. Mi-amintesc că un domn care e în Statele Unite de mult, nu absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare, mi-a spus că el în închisoare, tânăr fiind, l-a luat în jur de 20 de ani, sau nu, 18-19 ani. Deci era elev la liceu. Exact, era elev. A reușit să învețe, absolvise liceu, a reușit să învețe 3 limbi străine în închisoare. Cât a stat în închisoare, a învățat 3 limbi străine de la cei care erau acolo. Profesori, lingviști de mare marcă, savanți, nu? Care țineau astfel de lecții. Și ei, în felul ăsta, suportau mai ușor chinurile din închisoare. Frigul, foamea, izolarea și așa mai departe. A fost, într-adevăr, o emulație. Iar poezia a fost un fenomen, o refulare, dacă vreți, a deținuților, nu? A deținuților la condițiile pe care le pentru aveau. Pentru că tot vorbim de poezie, dumneavoastră ați reușit să scoateți acest masiv volum, o adevărată enciclopedie, o antologie lirică a detenției anticomuniste în spațiul românesc. E o adevărată carte de, cum să spun, o adevărată comoară. În paginile sale, dumneavoastră, a strâns tot ce s-a scris de oameni de cultură, de oameni care nu cunoscuseră fiorul liric până atunci, dar exact. Au compus poezii remarcabile, scrise din suflet, scrise din suferință, scrise din credință. E o carte remarcabilă și am venit cu această carte a domnului Gabriel Țepelea, un nume cunoscut academician și care a fost o bună perioadă decan al Facultății de Filologie din Pitești. Și dânsul a scris această Anii Nimănui, poeme, scris în anii de detenție, prin periplul său de la Jilava, Canal, Aiud, Oradea. Deci a fost o adevărată universitate pentru mulți, dar în același timp, pentru cei care intelectuale care erau în vârstă, a fost un program de exterminare. Chiar mulți și mai tineri. Chiar mulți mai au fost, n-au suportat acest regim și au murit din nefericire. Ca să terminăm cu așa numitul experiment Pitești, cum s-a încheiat el? Care au fost și unde s-a încercat mutarea lui, extinderea de fapt a acestui experiment, acestui groaznic experiment? Da, el a început prin tortură la Pitești, deci s-a combinat, să zicem, partea psihică să zicem, dură, na? Cu cea foarte dură. Deci de la Suceava a venit la Pitești, s-a început foarte dur, nu? Și de la Pitești s-a extins în câteva centre. La Gherla, în mod deosebit, foarte dur. După aceea a continuat la Târșor, nu? Pentru tineri. La Aiud, s-a încheiat la Aiud și mai ușor au fost și în alte centre, spre exemplu, la Târgu Ogna, la Vâlcea, spre exemplu, nu? Unde au și murit. Au și murit câțiva. În mirele de sare erau introduși de obicei cei care erau bolnavi de plămâni, care între timp se îmbolnăviseră de plămâni. Da. Deci el a fost extins. Din 49 până în 51 spre 52, când
Și bineînțeles la canal, am uitat să spun că el a continuat la canal. Canalul Dunării Marea Neagră și în zona aceea a Dunării. El s-a întrerupt nu din voința autorităților, ci pentru faptul că a fost descoperit și au apărut informații despre ce se întâmplă în închisorile. În străinătate. Odată cu asasinarea doctorului Simionescu. Deci după asasinarea doctorului Simionescu... Și cum au reacționat oficialitățile române? Oficialitățile române au reacționat prin nerecunoaștere. Au spus că deținuții s-au chinuit între ei ca și au vrut ei. Nu că a fost o chestiune regizată. Și au început anchetele. S-au anchetat torționarii, s-a început cu torționarii mari, nu? Cei nouă de la început și alții. Da. Eugen Țurcan, în primul rând, exact, și cu grupul lui. Exact. Care a recunoscut că el a fost obligat să facă treaba asta în anchete. Dar nu au recunoscut faptul că au fost, că oficialitățile au spus că au fost dirijați din exterior de imperialiști ca să facă de râs regimul nou și... Exact. E vorba de legionari. Așa s-a spus că legionari și așa mai departe. Dar ei, în principal, au recunoscut că s-a întâmplat sub conducerea și oblăduirea autorităților comunisto-securiste. Da. Chiar dacă nu s-a acceptat treaba asta, ei au recunoscut. 15 dintre ei au fost omorâți după acest proces în 54. Executați. După a urmat, da, au fost executați. Și după aceea au mai urmat încă 3 de care au scăpat și a mai fost executat încă 1. Deci așa s-a încheiat pentru a spăla într-un fel. Găsirea unor țapi spășituri. Asta era metodă KGB 100%. Exact cum făcea învrăjbirea și folosirea lor și apoi lichidarea fizică ca să nu mai vorbească pentru că știau despre ce e vorba. Și acum folosesc aceleași metode. Din nefericire. Da. S-au făcut niște simulacre de procese și comandanților închisorilor, inclusiv lui Alexandru Dumitrescu, da, de comandantul penitenciarului Pitești. Dar au fost niște condamnări simbolice și s-a revenit după câteva luni și nu, de fapt, nu li s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic, așa este. Deci a fost așa de ochii lumii, dacă vreți. Da. Dar vreau să, înainte, nu știu cât mai e din emisiune, vreau să arăt încă un aspect. În afară de faptul că experimentul Pitești a cuprins spațiul românesc, așa cum aș citit acolo, deci nu numai ce s-a întâmplat în România actuală, ci și în Basarabia, Bucovina și așa mai departe. Pe această linie, fundația colaborează foarte strâns cu oameni de cultură, istorici, filologi din Basarabia și din Bucovina. Nu? Împreună cu ei, noi am editat și edităm în continuare serii de cărți și mergem... Vă rog să arătați spre cameră aceste cărți care au apărut. Deci o adevărată literatură, o adevărată bibliotecă de... Nu, n-am adus decât o singură carte. Ultima, nici nu știu dacă întreaga ediție a ieșit de sub tipar. Am cerut câteva, un număr limitat, ca să pot să prezint la conferință. Aceasta este Basarabia, pământ românesc, dar sunt încă vreo 6-7. Dezmembrarea României, eliberarea Basarabiei, istoria Basarabiei și așa mai departe, luptele de la Cotul Domnului și așa mai departe, armata a 3-a, armata a 4-a și așa mai departe, ele sunt în curs. Iar în continuare vrem să dezvoltăm acest subiect al unirii. Chiar în cadrul conferințelor noastre o secțiune va fi legată de acest subiect. Deci, Centenarul Unirii. Domnule profesor, vă mulțumim din suflet pentru participarea la emisiune și pentru faptul că faceți acest recurs la neuitare, cum am zis, pentru că nu trebuie să uităm și tinerile generații trebuie să afle ce s-a petrecut. Nu ca să condamnăm pe cineva, ci ca să nu uităm, să nu se mai repete astfel de orori. Am să citesc în final calendarul zilei. De-a lungul timpului, pe 4 octombrie, s-au întâmplat diferite evenimente, mai fericite sau mai puțin fericite. Deci în anul 1332, o scrisoare emisă de Cancelaria Papală de la Avignon
care atestă existența claselor sociale în Moldova de sud-vest, menționând puternicii acestor locuri. Pe 4 octombrie 1582, Papa Grigore al XIII-lea aplică calendarul gregorian în Italia, Polonia, Portugalia și Spania, data de 4 octombrie devenind 15 octombrie. În 1830 s-a creat statul Belgia prin separarea de Olanda. În anul 1853 începe războiul Crimeii, 1853-1856, perioada în care țările române sunt ocupate și teatru de război. În anul 1895, primul turneu de golf în Newport, Rhode Island. În 1929, sub directoratul lui Liviu Rebreanu, se inaugurează studioul Teatrului Național din București prin Mușcata din fereastră, piesa lui Victor Ion Popa. În anul 1957, pe 4 octombrie, Sputnik 1 este primul satelit artificial al Pământului lansat pe orbită de la cosmodromul Baikonur din Republica Kazahă, Kazahstanul actual. În anul 1960, SUA lansează Corner IB, primul satelit de telecomunicații. De asemenea, pe 4 octombrie în anul 1873 s-a născut Gheorghe Țițeica, matematician, membru al Academiei, secretar general al Academiei Române. În anul 1881, pe 4 octombrie, s-a născut unul dintre cei mai remarcabili oameni de știință români, Gheorghe Gogu Constantinescu, inventator și om de știință, care prin aplicarea sonicității, motorul sonic, pompa sonică, de asemenea a făcut un dispozitiv de tragere prin elicia, prin palele elicei de la de la avion, primul schimbător de la cutia de viteze și a introdus în construcție pentru prima dată în lume fierul beton la construcții. Cazinoul din Constanța și alte edificii sunt construite cu această metodă novativă. De asemenea, în anul 1934 s-a născut Mircea Albulescu, actor român. În anul 1943, pe 4 octombrie, Florian Pitiș, actor de teatru și film. Și de asemenea, în anul 1669 a decedat Rembrandt, pictor olandez, un maestru al picturii flamande din toate timpurile. Și în anul 1947, Max Planck, fizician german, laureat al Premiului Nobel. De asemenea, astăzi sărbătorim în calendarul ortodox pe Heroteos, episcop al Atenei, și în calendarul romano-catolic pe Francis de Assisi, călugăr și unul din, principalele personalități ale credinței creștine catolice. De asemenea, astăzi este Ziua Internațională a Animalelor și Primăria Pitești, ca să sărbătorească acest eveniment, la grădina Zoo, astăzi a anunțat program liber de vizitare. Vă mulțumim, stimați telespectatori, că ați participat la emisiunea noastră. Sper că ați aflat, ca de fiecare dată, lucruri interesante. Vă mulțumesc și rămâneți în continuare cu emisiunile Antenei 1 Pitești.